Dragi telespectatori, ne bucurăm să fim împreună la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii În Lumina Cuvântului, emisiune care își propune să parcurgă o epistolă deosebit de frumoasă scrisă de Apostolul Pavel, Epistola către Filipeni, cuvânt lui Dumnezeu care ne arată cum poți să ai bucurie adevărată în mijlocul problemelor vieții. La această emisiune l-am invitat să fie prezent împreună cu noi în studio pe fratele pastor Iuliu Centea, pe care îl salut și îi spun bun venit. Multă binecuvântare. Pasajul asupra căruia ne vom opri atenția în această emisiune este Filipeni 2, primele 8 versete, pe care vă invit să le uh, ascultăm cu deosebită atenție pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și spune așa: deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângăiere în dragoste, dacă este vreo legătura Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, păcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu din Filipeni, asupra căruia ne vom opri în cadrul acestei emisiuni plecând de la ideea generală a epistolei, că uh, se amintește foarte mult tema bucuriei. Uh, Epistola către Filipeni este scrisă în condiții vitrege, foarte grele, în temniță, în închisoare, dar uh, ne surprinde cu această tematică a bucuriei, indiferent de împrejurările în care cel credincios se găsește. Unul dintre lucrurile care fură bucuria unui om, a unui creștin, a unui credincios, este conflictul. De aceea, pasajul pe care l-am citit în ziua de astăzi ne arată cum să ai bucurie, cum să ai unitate în familie, la muncă, în biserică, acolo unde suntem împreună cu semenii noștri. Pentru că unitatea este un ingredient esențial pentru succes. Nu poți de unul singur. Există expresia one man show, adică show de unul singur. Dar pentru a avea un business de succes, angajații trebuie să colaboreze, să lucreze împreună. Pentru a avea o echipă foarte bună de sport, Jucătorii trebuie să coopereze, să colaboreze. Din acest motiv se numește echipă și nu e doar unul singur în echipă. Pentru a avea o conducere de succes, formele de guvernare trebuie să colaboreze instituțiile între ele. Altfel, apar probleme în această colaborare. Dacă aducem discuția la nivel de familie, pentru a avea o familie bună, familia trebuie să lucreze împreună, părinții împreună cu copiii și viceversa. Și, bineînțeles, ne oprim și la biserică. Pentru a avea o biserică de succes, cei implicați în slujirea bisericii trebuie să colaboreze împreună. Lipsa de unitate, spuneam, fură bucuria. Este esențial să avem unitate. Însă Uitându-mă la pasajul pe care l-am citit în ziua de astăzi din Filipeni, capitolul 2, cred că putem vorbi despre anumite atitudini care distrug unitatea. Și așa să oferă posibilitatea invitatului, fratelui Iuliu, să ne introducă în acest pasaj și în această tematică despre unitate și colaborare. Filipeni este o carte a bucuriei și a unității în bucurie. Să revenim la modul cum Pavel a ajuns în Filipii. A vrut să intre în Bitinia, dar Duhul Sfânt nu i-a dat de voie. Deci Filipii a fost alegere suverană a Duhului Sfânt. Dumnezeu a vrut Europa ca prioritate în răspândirea Evangheliei, dacă comparăm Macedonia cu Bitinia. Pavel a plătit un preț. Când scrie epistola către filipeni, Pavel face o trimitere la experiențele din trecut. Echipa cu care a venit Pavel a fost o echipă unită. Deci Pavel a dat un model de unitate. Nimeni nu a contestat decizia lui Pavel de a veni în Filipii. Trece în Macedonia și ajută Deci au recunoscut experiența lui Pavel și au recunoscut rolul de lider al lui Pavel. Deci când Pavel a venit în Filipii, a venit ca echipă unită. Deci matricea care a stat la temelia bisericii a fost o matrice de unitate. Marea problemă nu era unitatea în Filipii, ci era problemă secundară între Evodia și Sintichia. Ci era această privire spre Hristos care să aducă bucurie. Cred că atunci când noi privim unul la altul și este sfirul de competiție, dispare unitatea. Când privim spre Hristos, care e capul bisericii și vrea unitatea și când toți privim spre Hristos, se realizează unitatea. Deci unitatea depinde din perspectiva din care primim și privim și ceea ce țintim. Ce urmărim de fapt prin slujirea noastră? Urmărim ridicarea noastră? Când suntem ecocentrați, nu putem vorbi de unitate, nici de bucurie. Când suntem cristocentrici, centrați pe Hristos, ne recăpătăm bucuria spune într-un loc în psalm, când te uiți spre el, te de bucurie. Deci foarte mult contează privirea, încotro privești, spre tine, spre slujba ta, ego-ul tău, unitate nu este, bucurie nu este. Privești spre Hristos, vrei să slujești lui Hristos, apare și bucuria și unitatea. Deci pe această axă, privind pe Hristos sau nu privind pe Hristos? Și de aceea în Filipeni 2, 1 cu 8 este prezentat Hristos. Cum s-a purtat Hristos? Care a fost relația lui Hristos cu Tatăl? Modul de gândire a lui Hristos? Și dacă noi asimilăm modul lui de gândire și ne transformăm după modul cum a fost el, vom deveni oameni ai bucuriei și ai unității. Unde există unitate, există putere și există potențial extraordinar și, bineînțeles, acolo există propășire, binecuvântare din partea lui Dumnezeu. M-am uitat la versetul întâi care ne arată un fel de tablou a unității. Acolo unde este unitate, Acolo există o simțire. Acolo există o dragoste. Acolo există un suflet. Și acolo există un gând. Iată, trei imagini, trei, trei cuvinte care exprimă ce înseamnă unitatea cu adevărat în trupul lui Hristos, în familie și, și între oameni. Însă problema este că nu întotdeauna oamenii au relații frumoase. Nu întotdeauna oamenii se înțeleg. Uneori, plecând de la relații, plecând de la problema lipsei de unitate, observăm că inclusiv familia sau lucrarea lui Dumnezeu este afectată de prezența sau lipsa, lipsa unității. În versetul 3, Apostolul Pavel spune, nu faceți nimic din duc de ceartă, sau din slavă de șardă. Uh, unul dintre motivele pentru care avem uh, conflicte între oameni este tocmai această competiție. Două de ceartă. Cum se regăsește, cum se poate uh, observa prezența unei asemenea atitudini în uh, lucrarea lui Dumnezeu chiar în familie? Foarte mult contează Modul cum te vezi pe tine, modul cum îl vezi pe Dumnezeu și modul cum îl vezi pe celălalt. Dacă nu ai o perspectivă corectă despre Dumnezeu, va suferi relația ta cu celălalt. Deci aici trebuie lucrat: să-l vezi corect pe Dumnezeu. 2. Să te vezi corect pe tine. Poate fi subestimarea ta, poate fi supraestimarea ta. Noi nu prin comparația cu alții ne vedem valoarea. Ci valoarea ne este dată de Dumnezeu. Potențialul pe care Dumnezeu ne l-a dat. În credincioșia noastră față de talanțe pe care le-am primit. Criteriul de judecată nu va fi prin comparație. Să luăm uh, modul cum prezintă Evanghelicul acestea. Cui i-a dat 5 talanți? Nu i-a cerut 10 talanți. Cine a primit 10 talanți? Nu i-a cerut 20 de talanți. Și i-a cerut fidelitate față de ce a primit și, pe baza fidelității, rezultatele sunt un dar de la Dumnezeu. Deci noi trebuie să scăpăm de comparatismele negative. În primul rând, trebuie să mergem pe fidelitate, pe credincioșie față de ce am primit. Judecarea noastră va fi nu după criteriul comparației, ci după criteriul fidelității. Deci aici trebuie să ne schimbăm teologia. Schimbând teologia vom scăpa și de atitudinile acestea greșite. În al doilea rând, dacă avem o teologie corectă și le vedem corect pe Dumnezeu și vom înțelege cum Dumnezeu va judeca lucrurile, vom începe și noi să judecăm la fel. Și atunci nu voi ținti să mă compar mereu cu celălalt, ci voi ținti să fiu fidel la ce mi-a Dumnezeu. Voi ținti să fiu fidel la chemare, la talanții, la misiunea pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci voi avea privirea spre verticală, nu spre orizontală. Voi privi spre El și la ceea ce așteaptă El de la mine. Pentru că El mă va judeca după chemarea pe care mi-a dat-o. Nu mă va judeca după rezultatele celuilalt. Deci cred că cel mai important lucru este modul cum îl privești pe Dumnezeu, modul cum vei primi judecata lui Dumnezeu. Apoi să te vezi corect pe tine. Spune Scriptura, suntem robi netrebnici, care am făcut ceea ce trebuia să facem. Nu trebuie nici subestimare, unii se subestimează, e păcat, că e minciună. Și Pavel nu s-a subestimat. Dovadă că spune în Scriptură, în Noul Testament, am făcut mai mult decât toți. Totul nu eu. Ci Harul Dumnezeu care este mine. Nici supraestimare nu-i corect în care te vezi că fără tine nu se face nimic sau numai ce faci tu este bun. Dacă vezi corect pe Dumnezeu, în al doilea rând te vezi corect pe tine și atunci în al treilea rând vei putea să privești corect și spre celălalt. Dar faptul că oamenii nu văd corect pe Dumnezeu, nu se văd nici pe ei, de aceea nu se raportează corect nici la ceilalți. De aceea, în concluzie, trebuie lucrat să-L vezi pe Dumnezeu cum vrea El să-L vezi și pe tine să te vezi în mod real. Dar cel mai greu pentru unii este să se vadă pe sine așa cum trebuie. Uh, problema este că în loc să vedem pe cel de lângă noi că este în echipă cu noi, noi de multe ori îl vedem ca un rival al nostru. Și, de exemplu, în copilărie existau acele rivalități între verișori, între copii. Lipsa acestei viziuni de a-l vedea pe cel de lângă tine, nu ca fiind într-o competiție directă cu tine sau cu mine, ci din potrivă ca fiind persoana care mă completează, care mă ajută. Și că lupta mea nu este împotriva unui om, ci lupta mea este împotriva uh, celui rău, iar cel de lângă mine pe care Dumnezeu l-a pus lângă mine, el este în aceeași echipă cu mine, nu este împotriva mea. Uh, uneori chiar în relație de familie, pentru că tot ce discutăm se potrivește nu doar la nivel de slujire biserică, se potrivește și familiei. Când unul dintre parteneri îl vede pe celălalt un fel de rival, nu îl vede ca partener, ca fiind în aceeași echipă. Și există dorințe contradictorii. Fiecare își are dorința lui, plăcerea lui, hobby lui și atunci îl vezi pe celălalt ca fiind un rival al tău care îți fură timpul, îți fură energia, îți fură uh, resursele pe care, pe care le ai. Uh, nu poți să ai unitate în asemenea condiții. Pavel spune în Roman 14 cu 17 că ce lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprinire pace și bucurie în două Sfânt. Familia creștină este o parte a împărăției lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să... Fie aceste trăsături ale împărării Dumnezeu, neprihănirea, pacea, bucuria în Duhul Sfânt. Unde este rivalitatea, nu este pace. Pentru că este această rivalitate a Sufletului, este această rivalitate motivațională. Dar când înțelegi că ești partea a lui Dumnezeu, persoana care e lângă tine e o parte împărării lui Dumnezeu, și că este mai bine în doi decât singur, și că este o idee de complementaritate. Dispare conflictul acela. Pentru că vezi că nu are rost să te compare. Revenim din nou la comparație. Și mai ales în familie, ce să te compari? Păi, trebuie să te bucuri când celălalt are superlative. Că sunt superlativele tale. Deci nu există. Este o gândire disfuncțională. Noi deci trebuie să înțelegem că. Familia este un dar de la Dumnezeu în care se completează cei doi. Iar mergem în modul cum de la perspectivă. O perspectivă corectă asupra familiei aduce bucurie când celălalt e mai bun. dat să fie Domnul că e mai bun. nu invidie. În, înseamnă că nu înțelegi corect familia. Înseamnă că pleacă de la perspectivă nepotrivită. Poate e o perspectivă marxistă asupra familiei. Perspectiva marxistă care vine din, cu exemple din lumea animală. Noi nu suntem. Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și modelul trebuie să fie modelul de Sfânta Treime. Noi suntem făcuți, avem originalul în cer. Originalul nostru în cer. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este un model de relație. O relație complementară unde nu există invidie. În Sfânta Treime nu există invidie, nu există rivalitate. Noi suntem făcuți după acest original. Așa trebuie să fie și în familie. Există această bucurie a completării perspectiva biblică asupra familiei duce la o atitudine biblică. În cartea lui Iacov, capitolul 4, versetul 1 și 2 spune așa. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbudiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Iată, o primă cauză a conflictului sunt aceste dorințe contradictorii. În momentul în care fiecare se gândește în mod egoist la el și nu te gândești la celălalt, în momentul acela nevoile mele se întâlnesc cu nevoile tale și fiecare vrea să aibă prioritate. Tocmai aici, amintește Apostolul Pavel, Uh, competiția aceasta nesănătoasă care poate să apară între o persoană și altă persoană ca un factor distrugător al colaborării și al unității. Filipen 2 este un exemplu al Sfintei Treime. Nu există competiție în Sfânta Treime. Repet, originalul nostru este în cer. Mereu ne raportăm la original. Noi suntem făcuți după Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui. Și trebuie să luăm Sfântă Treime ca model în ceea ce privește modul de a înțelege competiția. În familia creștină este complementaritate. În Biserica creștină este complementaritate. Și avem acest model al trupului. Și aici vreau foarte puternic să pun accentul. Hristos are un singur trup pe Pământ format din totalitatea celor care sunt răscumpărați prin sângele lui, totalitatea celor care sunt născuți din nou. Rivalitățile uneori apar pe motive organizaționale, face parte din altă organizație. Rivalitățile apar pe motive geografice. Eu sunt dintr-o regiune mai evlavioasă decât regiunea celorlalte. Nu e așa de evlavioasă regiunea celorlalte. Sunt rivalități pe motive etnice. Etnia mea e mai cu multă știință decât etnia ta. Dar în trupul Hristos nu există componenta aceasta organizațională. În trupul Hristos nu există componenta etnică nici măcar cea socială. Există între noi. În trupul Hristos există această unicitate, mădulare se completează. Prin asta nu înseamnă că anulăm etnia, nu înseamnă că anulăm organizația, dar înțelegem diferit, înțelegem corporativ cum trebuie să ne raportăm unul la altul în trupul lui Hristos noi nu am hotărât unde să intrăm. Dumnezeu ne-a pus pe fiecare unde a vrut El. Deci aici trebuie să ne uităm că Dumnezeu a dat autoritate, Dumnezeu a dat în uh, capacități supranaturale la unul sau la altul. Dumnezeu a dat o înțelepciune deosebită unul la celălalt. Și atunci în biserică ideea de competiție este ca și cum în trup ar fi competiție. Mâna ar fi în competiție cu urechea. Mâna Mereu s-ar întrista, eu de ce nu aud? Sau urechea ar fi deprimată, eu de ce nu pot să pun mâna pe pâine? Deci când îți înțelegi locul în trupul lui Hristos, devii un factor al unității. Când înțelegi trup, în locul tău în trupul lui Hristos, nu gândești în termeni de rivalitate. În, în termeni de rivalitate merg la cluburi omenești, la partide politice, merg la armate, la organizații umane. Biserica nu este o organizație umană, este o organizație divină. Nu trebuie să preluăm din politică modul de a lupta în biserică. În Hristos nu există stilul acesta lumesc. Dacă ești născut din nou și în unul Ioan există o pledoarie fantastică, modul cum trebuie să ne uităm unul la altul. Cine este născut din nou iubește pe cel născut din Dumnezeu. În, trebuie să ne iubim unul pe altul. Iubirea, că de aici pornește totul. Iubirea înseamnă eliminarea rivalității. Iubirea înseamnă stingerea conflictului. iubirea înseamnă atitudine de smerenie. Asta înseamnă iubirea. Deci noi, noi am pierdut, biserica contemporană a pierdut uh, ideea biserica este trupul lui Hristos. Noi zicem organizația mea e trupul lui Hristos. Etnia mea, regiunea mea e trupul. Nu, trupul Hristos este format din toți cei care cred, din toată toată în sus și umblă cu el. Am voie la organizația mea, am voie la etnia mea, am voie la regiunea mea, dar nu am voie la dispreț față de celălalt nu am nevoie nevo la minimalizarea celuilalt și trebuie să văd că celălalt poate fi o binecuvântare pentru mine și eu pot fi o binecuvântare pentru altul. Am vorbit despre uh, competiție, despre această rivalitate care este un dușman al unității. Dar uh, Apostolul Pavel menționează pe lângă uh, ambiție, menționează și uh, slava de Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, adică din aroganță, din mândrie. Este versetul 3 tot în prima parte a versetului suntem Duhul de, duhul de ceartă și slava de șartă ca doi factori care distrug unitatea. În ce fel mândria, slava de șartă poate distruge unitatea într-o familie sau uh, chiar în mijlocul unei comunități creștine. 1 Ioan 2, versetul 16, spune în felul următor, că și tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudorășia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Lăudorășia vieții poate fi o idee care completează ideea de slavă de șartă, lăudorășia vieții. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Deci a refuza acest mod de a fi. Deci trebuie să refuzi această slavă de șartă. Fiecare este ispirit cu slavă de șartă. Dar trebuie refuz și trebuie să face voia lui Dumnezeu. Și din nou intervine portretul lui Hristos, modelul lui Hristos. Hristos s-a subordonat Tatălui, a făcut voia Tatălui. Nu s-a considerat superior Tatălui, S-a smerit în fața Tatălui, deși există egalitate în Sfânta Treime. Hristos ne, ne este dat un exemplu suprem aici. Să fim conduși de Hristos și să luăm exemplul lui Hristos. Valabil și în familie, valabil și în biserică. Valoarea mea nu depinde de funcția mea. Valoarea mea nu depinde de voturile pe care le coleg. Ci valoarea mea depinde de fidelitatea mea față de Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu. Valoarea mea depinde de credincioșia mea față de misiunea pe care mi-a Dumnezeu. Și când înțelegem lucrul acesta, ne raportăm la divinitate. Iubim pe oamenii care sunt percepuți în lume ca și rivali. Lăudoroșia deșartă, leodoroșia vieții, slava deșartă, în toate vin dintr-o gândire, în care, nu este, o gândire care nu este impregnată de Hristos. Este o gândire lumească. Așa spune Ioan, gândirea lumii. Cine gândește așa este dominat de lume, nu de Hristos. Și atunci este nevoie de travaliul acela lui Pavel. Zice Pavel către Galatea, în copilașii mei, pentru care răsim durele nașterii, adică travaliul, până Hristos se achipă în voi. Hristos trebuie să se achipă în noi. Când Hristos se achipă în noi, ne refuzăm acest mod de a fi. Dacă Hristos nu se achipă în noi, putem să avem funcții religioase, cum a spus și actualul papă Francesc I în primele zile de pontificat, preot, episcop, papă, sunt, parafrazez, zero dacă nu merg pe linia lui Hristos. Tot așa, și noi, dacă nu luăm acest mod de a fi a lui Hristos, de ascultare totală față de, de Tatăl, de a refuza slava de șartă, suntem și noi zero. Un om care caută slava de șartă este un om care caută laudele oamenilor vrea să fie întotdeauna el în centru atenției, vrea să fie întotdeauna apreciat, lăudat de oameni, să, să culeagă laude de la oameni. Lucrul acesta stârnește împotrivire, stârnește certuri, conflicte, când cineva întotdeauna într-o echipă vrea să iasă el în evidență, vocea lui să se audă cel mai bine în tot grupul. Dacă luăm exemplul lui Hristos, vom ține echilibrul. Vom ști când vocea mea trebuie, vom ști când să ni se audă vocea, pentru că și iată ce au unii păcat, și vom ști și când să tăcem și când să vorbim. Tăcerea așa are vremea ei, vorbirea așa are vremea ei. Luptele și au vremea proprie, absența luptelor la fel. Deci este nevoie de înțelepciune. Hristos a avut înțelepciune. spune în Colosfin că în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii cele științei. Este o înțelepciune să păstreze echilibrul. Pentru că noi putem să luăm această idee să nu te impui, dar Hristos s-a impus când a trebuit să se impună și a tăcut când a trebuit să tacă. E nevoie de o înțelepciune să, -l arăți, să arăți spre Hristos, prin fermitatea ta și prin tăcerea ta. Însă, dacă este lucrarea de echipă, trebuie să se audă și alte voci. Chiar dacă tu ai responsabilitatea finală, dar nu este o singură voce. Suntem, chiar spune în Corinte, trebuie să fie și partide între voi, nu prea vorbim despre versetul acesta, adică trebuie să fie și partide. Partide ce înseamnă? Mai multe voci. Pun întrebarea, de ce Pavel spune trebuie? Trebuie să fie mai multe voci între voi. Pentru că nu este dictatură într-un în, în trupul lui Hristos, niciun om nu are ultimul cuvânt. Hristos are ultimul cuvânt. Dar în biserică, zice, trebuie să fie între voi mai, mai multe părți, adică mai multe voci, ca să iasă la iveală ce este mai bun. Aceste voci nu trebuie să se certe, Ce este o căutare, e ca și un forum în care cauți soluția cea mai bună. Deci, diversitatea vocilor nu înseamnă neapărat conflict. Și nici nu trebuie să însemne conflict. Diversitatea vocilor trebuie într-un fel să o înțelegem ca și alternative pentru a căuta soluții. Și împreună în smerenie și în înțelepciunea lui Hristos găsim soluția cea mai bună. Și când înțelegi că trebuie să fie și mai multe voci, nu mergi pe ideea doar vocea mea să se audă. Pentru că practic ne apropiem de liniile anticrist. Anticrist pretinde doar vocea mea să se audă. E o cântare care spune vocea lui se aude. Este o cântare deosebită. Diferență mare. Deja, când ai, când, ai, când ai spus asta, parcă auzeam cântarea vocea lui. Așadar, conflictul, dar și mândria, aroganța pot distruge unitatea unui grup, a unei familii și chiar într-o biserică locală. Partea a doua versetului 3 spune ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Un om sau cineva care... Uh, să vede pe el cel mai mare, îi vede pe ceilalți cei mai mici. Și dacă nu poți să-i privești pe ceilalți mai presus, uh, adică să-i apreciezi, o să-i vezi mai prejos și o să-i critici. Putem să vorbim aici despre uh, critică ca un dușman al unității într-un sens negativ? La ora actuală, fenomenul criticii parte de sub control. E un fenomen canceros al bisericii de astăzi. Și critica pleacă de la mai multe cauze. Și numera câteva cauze. În Roman, în capitolul 12, ni se spune în versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, și să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care o împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Atunci când un om are despre sine o părere mai înaltă, și permite să stea în fotolul de critic. Trebuie să avem simțiri cumpătate despre noi. Noi nu trebuie să ne spunem punct de vedere despre orice, pentru că nu avem autoritate să ne spunem despre orice. O cauză este această supraestimare de aceea critici. O altă cauză este competiția. Prin critică desfințezi perival. Prin critica nefondată desfințezi perival. Poate fi și o relație incorrectă cu Dumnezeu în care excesul cade pe moștenirea organizațională. Și atunci toți cei care nu intră din perspectiva ta în matrice organizațională chiar dacă Hristos nu-i critică, tu-i critici. Critici. La un exemplu, a fost o vreme în care era interzis să porți ceas pe mână. Da, trebuie să ne asunăm trecutul. Cine avea ceas pe mână era considerat lumesc. Și de aceea, astăzi, dacă luăm această perspectivă de a judeca lumescul, ne dăm seama că am greșit. Nu înseamnă... Din potrivă, oamenii care făceau acest lucru aveau ură în inimă, era o critică nejustificată. Criticile noastre, în primul rând, trebuie să aibă un reper, cuvântul lui Dumnezeu. Criticile noastre trebuie să aibă o cenzură, alți oameni al lui Dumnezeu. Deci nu suntem noi judecătorii unici. Și, în al treilea rând, nu avem dreptul la critică dacă noi nu suntem corecți. Pentru că, ce zice Domnul Isus? Cine are păcat? Sau cine nu are păcat? Și mai, problema cu bârnă și cu paiul. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui când nu te uiți la bârnă? Însă, în uh, Noul Testament, am putea să nu vorbim doar de critică, să vorbim de defăimare. E atât de gravă problema defăimării, a calomniei, încât Apostolul Pavel în Noul Testament pune pe același loc cu curvia. Și spune deci, că cu... Că Nu vor împărăția deci defăimătorul, calomniatorul egal cu curvarul. Noi înfierăm curvia, dar defăimătorul e văzut chiar ca un om evlavios. Uite, o zis ce bine o zici. vezi un luptător, dar e un calomniator, un mincinos. Iisus Hristos consideră ochiul rău ca un păcat, consideră ochiul rău ca un lucru care pângărește. Porunca noua, să nu mărturise strâmbă împotriva propriului tău, pentru că la un moment dat critica nefondată poate fi o mărturisire strâmbă. Deci noi, și aici hai să avem curajul să spunem, noi evanghelicii, fiindcă suntem în această branșă. Trebuie să fim foarte atenți. Da, luptăm împotriva unor păcate cunoscute, cum e furtul și curvia, dar luptăm mai puțin împotriva calomniei, împotriva denigrării, împotriva minciunii, împotriva mărturisirii mincinoase. Pe lista lui Pavel, denigrarea și calomnia egal cu curvia. Despre asta nu vorbim, despre asta nu luptăm. Critica este o formă de calomnie repet, critica neadevărată. Dar poate fi și critica adevărată spusă fără sprit de iubire. Și care distruge întotdeauna. Care distruge. Deci singura critică care este permisă în biserică este această critică în lumina Duhului Sfânt. Cineva definea critica constructivă, ce când eu te critic pe tine, e critică constructivă. Când tu mă critici pe mine, este critică destructivă. Și vom da socoteală de orice critică. Deci vom fi judecați pentru fiecare vorbă. Vom fi judecați pentru criticile noastre. Prin acest lucru nu înseamnă că nu vom critica. Câteodată este un păcat să nu critici. Să vorbim și... Să vezi răul și da, să nu iei atitudine. Da. Deci însă, critica noastră trebuie să fie trecută prin acest filtru. Oare e după voia lui Dumnezeu? nu cumva critica mea este o expresie a firii mele pământești, a nu cumva este expresia rivalității. Deci există o critică acceptată de Dumnezeu și este o critică care este considerată calomnie, pângărire, denigrare. Și atunci este egală cu curvia, cu hoția și cu toate celelalte lucruri. De deci aceea avem nevoie de Duhul Sfânt să avem discernământul critic? Aici unde spune Apostolul Pavel, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, Mă gândesc nu în sensul de a-l considera superior, pe tine să te vezi un bun de nimic, inferior, ci mai degrabă să-l vezi pe celălalt demn de respect. Mă gândesc că nu e un concept foarte popular. Să vezi că altul e mai sus decât tine sau e mai bun decât tine. Că, în general, oamenii încearcă să demonstreze că ei sunt cei mai buni. Acest respect. Se poate promova dacă înțelegi cine este cu adevărat celălalt. Dacă celălalt este un mădular din trupul lui Hristos. Avem chemări diverse. Pavel folosește această metaforă a mădularilor. Ochiul, urechea, mână. Să nu-mi să nu respect eu mână. Să nu-mi respect eu ochiul. Deci, în termeni aceștia, nu, nu se merge prin ideea de diferențiere suntem diferiți, dar trebuie să respect fiindcă e mădular în trupul lui Hristos. Și aș extinde, noi trebuie să respectăm fiecare ființă umană. Și dacă este de altă religie. Nu înseamnă că vom adera la acea religie. Nu înseamnă că nu vom avea polemică, dar respectăm fiindcă e ființă umană. Noi nu avem voie să înjosim pe celălalt datorită diversității etnice, religioase, sociale. Pentru că această înjosire cine, ce spune în Scriptură? Cine înjosește pe sărac? Practic pe creator. Din nefericire în această lume polarizată între oameni care sunt pe anumită poziție și alții nu sunt pe această poziție. Ei uită că oricând pot să pice de pe această poziție de superioritate. Este această înjosire. Și totul pleacă și de la Adevărul despre originea noastră. Dacă acceptăm că suntem creați de Dumnezeu, îl respect pe celălalt pentru că este creația lui Dumnezeu. N-am voie să-l înjosesc. Dacă plec de la ideea că nu sunt creat de Dumnezeu, am toate motivele de a nu avea argumente să-i respect valoarea. De aceea în, a apărut acum medici care susțin dreptul de a ucide copilul deja născut. Deci, copilul născut care are câteva zile poate fi ucis, este o propunere, este chiar un trend. Dreptul părintelui de a ucide, dacă nu-i place, copilul care are deja câteva zile și să nu fie înregistrat ca și. Crimă? Ca și crimă. De unde pleacă? Pentru că tu nu consideră că acel om este creația lui Dumnezeu, nu consider că are viață, ci e înjosirea umană. Dacă a apărut, de exemplu, dacă s-a născut cu malformații sau are sindromul Down sau altceva, ai voie să-l Arată până unde s-a prăbușit morala contemporană. Arată unde etica, etica fără Dumnezeu a ajuns la crimă. Etica fără Dumnezeu duce la crimă. Pentru că respectul, respect trupului Hristos, respect pe credincioși, mă raportez, dar respect și omul, omenirea. Deci vorbim de două dimensiuni a respectului. Respectul intern, respectul extern. Respectul intern în trupul lui Hristos, care trebuie să fie respect ca față de cineva cu care vei trăi în cer și respectul extern, bun chiar dacă nu vor trăi în cer, dar pe pământ eu arăt respect fiindcă-s creația lui Dumnezeu și prin respectul meu deschid ușa pentru Evanghelie dacă eu îl înjosesc Evanghelia mea va fi zero, fără putere Asta înseamnă de fapt o reînviere a unui păgânism în cea mai de joasă speță, ca să spunem așa. Au existat în antichitate anumite popoare care aveau practica asta de a ucide copii care, de exemplu, s-au născut cu un anumit handicap. Pare mi se grecii aruncau de pe vârful muntelui. Apropo de greci, în Grecia a fost autorizată religia păgână, veche, europeană. Fac și servicii religioase deja. Deci este o revenire a păgânismului în Europa. De fapt, creștinismul a curmat aceste practici criminale și acum când creștinismul este alungat din cetate, revin aceste practici criminale care, pe la urmă, vor duce la libertatea de a ucide copilul chiar este născut. Aș vrea să mai aduc în discuție încă o cauza conflictului. Pe lângă uh, competiție, pe lângă aroganță slavă de șartă sau uh, uh, faptul că uh, omul are tendința de a-l critica pe celălalt, uh, cred că și lipsa de sensibilitate față de celălalt este o cauză a conflictelor în viață. Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci și la foloasele Altora. Suntem îndemnați să ne iubim unii pe alții, iar Petru spune să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Această dragoste fierbinte include ideea de sensibilitate. Deci dragostea fierbinte nu este doar rațională, este și emoțională. Adică în termenii aceștia iubirea agape, vorbim de iubirea agape, de iubirea filia. Sunt empatic cu celălalt, adică intru în sistemul lui de referință și înțeleg durerile. Sunt sensibil la celălalt. Sunt sensibil la gândurile, la emoțiile celuilalt. Și este o rezonanță în mine cu gândurile celuilalt. Este o rezonanță în mine cu sentimentele celuilalt. De aceea spune Scriptura: Plângeți cu cei ce plâng. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Asta înseamnă o rezonanță emoțională. Nu e doar o rezonanță rațională. Deci noi nu trebuie să ne implicăm în relațiile noastre doar rațional, sobru și atât, și emoțional. Sunt unii care dispețuiesc rolul emoției în creștinism. Acești oameni nu judecă în termenii Noului Testament. Noi nu putem să zidim nici pe rațional, numai nici pe emoțional. Nu trebuie să fim oameni echilibrați, în care zidim și pe rațional în relațiile noastre, zidim și pe emoțional, și pe volitiv în relațiile noastre este nevoie de o regândire a inteligenței emoționale în relațiile dintre noi. Inteligența emoțională în sensul în care dai emoțiilor rolul potrivit. Plângeți cu cei ce plâng? Dacă eu rămân doar la componenta rațională, nu mai plâng. Pentru că nu am rezonanță emoțională. Zic, da, e problema lui, gândesc, da, îl compătimesc, dar rațional și rece. Când e nevoie, la acest îndemn apostolic. Bucurați-vă cu ceea ce se bucură. Adică, el se bucură. manifestă bucuria cu el. Nu-i stinge bucuria. Cred că, Noi suntem stingători de bucurie. Cred că una dintre nemulțumirile care există probabil în familie, atât din partea copiilor, cât și din partea partenerului, este tocmai lipsa de considerație. Să te gândești nu doar la prioritățile tale, la nevoile tale, să te gândești la nevoile celui de lângă tine. 1 Petru 3 cu 7 Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, adică cu pricepere, cu considerație, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Deci lipsa de considerație poate să afecteze viața de rugăciune. Pentru că atunci când eu mă închid față de semenii mei, acest lucru displace lui Dumnezeu. Și când eu sunt într-o stare în care displac lui Dumnezeu, cum pot să mai am părtășie cu El? Hristos este un exemplu în care a căutat să fie plăcut lui Dumnezeu iată fiul meu prebit în care îmi găsesc toată plăcerea trebuie să revenim la această căutare să fiu plăcut lui Dumnezeu și Pavel spune că au căutat mai mult să fie plăcut lui Dumnezeu decât să fie plăcut oamenilor preocuparea creștinului contemporan trebuie să fie aceasta vreau să fiu plăcut lui Dumnezeu și vreau să am frică de Dumnezeu deci a fi plăcut lui Dumnezeu și a avea frică de Dumnezeu sunt lucruri care duc la bucurie sunt lucruri care duc la unitate sunt lucruri care duc la corecta apreciere a celuilalt. Dar dacă eu nu vreau să fiu plăcut lui Dumnezeu, ci doar oamenilor, voi greși. Foarte mult voi greși. Pentru că voi satisface capricile oamenilor, voi deveni ori robul acestor oameni, ori voi deveni dictatorul acestor oameni. Dar când voi căuta să plac lui Dumnezeu, voi deveni slujitorul acestor oameni și chiar dacă voi fi un lider ferm, voi fi un lider ferm și slujitor. Aș vrea să finalizăm această emisiune gândindu-ne la cel mai înalt model și exemplu în ce privește relațiile. Și anume la Domnul Isus Hristos care a fost un specialist al relațiilor. Nu degeaba spune Apostolul Pavel în versetul 5 să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. E interesant cum Apostolul Pavel aduce aici în Filipeni acest imn cristologic în contextul relațiilor. Probabil că modelul sau lucru sau secretul relațiilor este să avem întotdeauna în mintea noastră și înaintea ochilor noștri oare Domnul ce al face. Cum ar reacționa Domnul în situația aceasta? Este o pictură cred că de Andrei Rubliov trei îngeri care reprezintă Sfânta Treime. Și ideea din această pictură este fiecare privește spre celălalt cu drag. Fiecare membru al Sfintei Trim privește spre celălalt cu drag. Repre Bun, sunt îngeri care reprezintă Sfânta Treime. Aș vreau această idee să privești spre celălalt cu drag. Dar nu cu un drag omenesc, ci cu un drag de sus, cu un drag Dumnezeesc. Dumnezeu a privit cu drag spre noi. Atât de mult a privit cu drag încât a plătit pentru noi moartea Domnului Isus Hristos. Atât cu drag a privit spre noi încât ne era Duhul Sfânt. Atât cu drag a privit spre noi încât prin apostol ne-a învățat să ne iubim unul pe altul cu dragoste fierbinte. Dar dragoste merge împreună cu adevărul. Dacă păstrăm echilibru, dragoste, împletită cu adevărul, nu doar adevăr și atât, nu doar dragoste și atât, dragoste împletită cu adevărul, vom reuși să privim cum trebuie pe celălalt în smerenie, vom reuși să avem arta relațiilor. Dacă suntem prea fermi sau prea toleranți, nu suntem pe linia lui Hristos. Linia lui Hristos este echilibru de fermitate și de îngăduință. Dacă iau îngăduință față de Petru, doar la privit, n-a rostit cuvinte. Pentru că cuvintele nu mai aveau valoare atunci. Predica fără cuvinte. Da. Dar în altă ocazie l-am mustat pe Petru. Înapoi a mers Vedem cu același ucenic fermitate și îngăduință. Toate ar arată arta relațiilor. Pentru că Hristos a împlătit dragostea cu adevărul. Revenim la această idee pentru că este și o idee din Epistole lui Ioan. Dragostea și adevărul. Să avem înțelepciunea de a împleti dragostea cu adevărul. Și atunci arta relațiilor va fi o artă cristică, o artă centrată pe Hristos. Este posibil să avem relații frumoase, să avem unitate în relații. Am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu, în cadrul acestei emisiuni, că putem să fim împliniți în relațiile noastre dar asta înseamnă să dăm la o parte competiția, să dăm la o parte mândria, aroganța, slava de șartă, desconsiderarea, înjosirea celuilalt și să demonstrăm considerație și cel mai important, să arătăm chipul Domnului în modul în care vorbim, în modul în care ne purtăm și în relațiile noastre să se poată vedea această amprentă cristică. Aș vrea să mulțumesc în finalul emisiunii invitatului nostru pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care ni le-a împărtășit și până la următoarea întâlnire de săptămâna următoare, la aceeași oră, vă doresc să demonstrați în relațiile dumneavoastră ceea ce Apostolul Pavel spunea să aveți în voi gândul lui Hristos.